din păcate, uneori detaliile nu le cunoaștem în totalitate. Iată, au mai apărut după ce am dat în exploatare acest gazoduct, au mai apărut câteva detalii. Noi avem o situație foarte specifică atunci când distribuitorul de gaze în Republica Moldova este o entitate unde cunoaștem, din păcate, are o prezență, o companie importantă, e vorba de 50% plus un vot, sunt reprezentanții Gazpromului. Deci asta înseamnă că trebuie să găsim o formulă cu Moldova Gaz pentru a achiziționa gazul românesc, care deocamdată este adevărat în volume relativ nu mari, volume mici. Deci deocamdată nici un metru cub de gaz românesc nu a ajuns în Republica Moldova. Deocamdată nu a ajuns. Chiar ieri am avut o ședință pe acest subiect, dar și câteva alte subiecte care vizează tot ce se întâmplă în energetica din Republica Moldova, dar și în regiune, cu colegii de la Ministerul Energetici, Ministerul Economiei, cu consilierii mei, inclusiv cei europeni, pe problemele respective. Și ne-am tăsat așa un obiectiv ca până la finele acestei luni să avem toate aranjamentele făcute aici așa, încât gazul românesc să treacă prutul. Și aici e mai mult vorba de un element simbolic, dar după mine e extrem de important. Și vă asigur că, Elena, așa după cum am realizat după 23 de ani de independență acest gazoduct, și în mod firesc puteți să-mi puneți întrebarea de ce înainte acest gazoduct nu a fost construit, fiindcă astăzi am fi în alte situații. Dar e bine că-l avem, că este pe deplin funcțional. Ați văzut atunci, pe data de 27, flacăra care rezulta din arderea gazelor din România. Și sigur că mi-aș fi dorit la 1 septembrie să fi putut face acest lucru, dar o întârziere de o lună chiar nu schimbă tabloul general. Deci e o întârziere de o lună, să nu se întâmple să fie mai mult. Eu cred că, nu, din ce am vorbit acum ieri... Acum înțelegerile ar trebui să fie cu Moldova Gaz. Așa înțeleg. Ei sunt cei care trebuie să procure asta este gazul realitatea. Românesc. Moldova Gaz sau un gain gaz care este la fel o sucursală, ca să zic așa, a Moldova Gaz, dar asta este situația.